La ora 15, consilierii județeni au fost convocați la o ședință extraordinară cu 21 de puncte pe ordinea de zi. Majoritatea proiectelor au fost parcurse rapid, fără intervenții și votate în unanimitate, cu una sau două abțineri, acolo unde anumiți consilieri județeni se aflau în incompatibilitate. Cele mai multe discuții s-au iscat la punctul 16, cu privire la acordarea unor sprijine financiare. Mai exact, consilierul Boierescu a solicitat ca în ședința de azi Asociației Neguvernamentale Let's Do It să-i se acorde suma de 5.000 de lei pentru organizarea unei gale, însă președintele Vasile Mustățea, dar și alți consilieri s-au opus categoric. Părerea mea este că trebuie să facem o verificare. Să ne spună și nouă ce are de gând să facă ei. Domnul președinte, este vorba de Let's Do It, operează de ani de zile la nivel de Giurgiu, deși mai mulți ani la nivel național și la nivel mondial are 20 de ani de activitate în spate. Sunt deasupra voie să verifici, inclusiv Consiliul Județean. Am sprijinit acțiunea. Nu e de un ONG care a putut la de peste noapte și am vorbit cu jumătate din consilierii aici de față și toți m-au dat. Deci nu e ceva politic, nu are legătură cu PNL, cu PSD sau cu altcineva. Și părerea mea că și indiferent și nu o să vină în Consiliul Județean, dar trebuie să-i sprijine pe următorii ani. Deci nu e ceva personal acum, nu am niciun interes să îi sunt deasupra oricare de suspiciuni. Dacă un coleg aici de față dorește lămurii, le pot da pe loc. O să facem și în cazul acestui o verificare. Deci rugămintea mea este să supuneți la vot, nu să supuneți pe celelalte. Nu pot să supun la vot pentru că n-am verificat. Și atunci celelalte cele suplimentare care au intrat în comisiile, le puneți? Deci, la vot? Când este vorba de o persoană fizică, este o problemă distinctă. Da. Am sunt sigur că, dacă permiteți, m-ați întrebat ceva. Celălalt ONG a fost supus în analiză în comisie. Deci avea așa și în momentul a fost comisia vineri și sâmbătă m-am dus și am verificat personal. Așa pe procedea și la acest caz. Președinte, e vorba de Let's Do It. Prin urmare, Asociația Let's Do It nu a primit bani. În schimb, s-au acordat sprijine financiare în valoare de 4,49 miliarde de lei, din care 3,15 miliarde pentru biserici, 160 de milioane de lei vechi pentru Asociația Clubul Pensionarilor și Asociația Județeană a Pensionarilor, iar 73 de persoane cu venituri financiare reduse au primit ajutoare între 1.000 și 6.000 de lei.